a șasea de Vlogmas este astăzi 5 decembrie. Nici nu vine să cred. Am foarte multe de zis. Mi-am pregătit aici cana ca să-mi fac cafeaua, doar că m-am trezit așa cu foarte multe idei și m-am gândit ca pentru astăzi să avem așa un clip de stat efectiv și să mai facem așa un ketchup, să ne mai punem un pic la curent, pentru că primele 5 vloguri au fost așa, cu produse, cu, mă rog, nu prea am stat de vorbă, asta e ideea. Este 5 decembrie, este încă noapte, m-am trezit cu noaptea în cap pentru că am o grămadă de chestii de făcut și cel mai încântată sunt de faptul că mâine vine moșul, vine moș Nicolae, așadar trebuie să facem ghetuțele, trebuie să ajung și prin magazine, trebuie să mă la unghii într-un final, Doamne, că nu mai suport. Credeți-mă, cam aproape o lună. Deci o lună, oja rezistă, ceea ce e minunat, doar că arată rău, nici nu vă arăt mai de aproape. Da, trebuie să mă duc la unghii, trebuie să ajung prin niște magazine. Am primit de la școala lui Luca, un mail în care suntem invitați să participăm la un program din acesta caritabil, cutiuța cu pantofi sau ceva de genul. Ideea este să pui mai multe produse ce pot încăpea într-o cutie de pantofi, după care le vom duce la școală și copiii de la noi de la școală vor intra pe Zoom într-o întâlnire cu elevii, ca să evit cacofonia, cu elevii la care vor ajunge aceste pachete. Și din ce am înțeles este vorba despre o școală din Moreni, sper că nu greșesc. Așa că trebuie să ajung neapărat să caut produse pentru un copil pentru a-l face fericit. Și apropo de produse și de fericire și de cadouri, vreau să vă zic că sunt super, super încântată. Vă vorbesc cu mare emoție acum pentru că o urmăritoare de-a mea, de-ale mele, de fapt, de aici, de pe YouTube, căreia i-am trimis și un pachet pentru că a câștigat la giveaway. Atunci când am făcut eu acel giveaway cu 3 premii, a luat locul 2. Este vorba despre Floridinu. Te pup, draga mea, știu că te uiți. A vrut să-mi facă o surpriză de Crăciun și mi-a trimis un pachet de unde locuiește ea, nu locuiește în România, nu știu ce am voie să zic pe cameră, și mi-a zis că vrea să-mi facă un cadou de Crăciun și să mă facă fericită. Credeți-mă că mi-a ajuns cutia și de îndată ce se luminează afară, merg și vi-o arăt pentru că o am în garaj. Deci este ceva absolut imens, imens, imens. Este aproape cât masa mea din bucătărie și nu vă mint. Este clar că o să-i facem un clip, trebuie să neapărat să-i fac unboxing alături de voi. Cum să vă spun, m-a uns pe suflet efectiv gestul ei. De foarte multe ori v-am spus că îmi place foarte mult să dăruiesc, dar de asemenea îmi place și să primesc. Nu pot să mint și să spun că nu îmi place să primesc, îmi place doar să dăruiesc. Nu, îmi place să primesc, nu contează ce. Îmi place că cineva s-a gândit la mine, că despre asta este vorba. Și ea mi-a spus în nenumărate rânduri că face acest gest nu pentru că i-am trimis eu un premiu la giveaway, că a câștigat de fapt la mine un giveaway, ci pentru a-și arăta recunoștința pentru tot ceea ce fac eu aici pe YouTube. Și da, mă emoționează foarte mult genul ăsta de gesturi, pentru că spun multe despre calitatea omului și nu o să mai insist pe subiect pentru că sigur îmi dau lacrimile și nu-i decât 5 dimineața, așa că vă rog, nu, adică mă rog pe mine. Da, în afară de asta, ce mai avem de făcut? Vreau să vă spun despre intro. Am primit o grămadă de comentarii legate de intro. Doamne, vă mulțumesc foarte mult, apreciez foarte, foarte tare feedback-ul. Nu am apucat să vorbesc despre intro până acum, dar trebuie să vă recunosc că am lucrat la el împreună cu Denisa Nicolae. Denis, mulțumesc încă o dată pentru ajutor. Ea m-a ajutat așa un pic cu template-ul și cu partea tehnică, să zic. Pozele, filmul, eu le-am ales textul, eu l-am făcut. Ea m-a ajutat să monteze toată treaba asta ca să iasă un intro atât de frumos și îi mulțumesc încă o dată pe această cale. O să vă las linkul ei în descriere. Are și ea un canal de YouTube. Evident că participă la Secret Santa. Cred că ați văzut clipul de ieri. Mare emoție am avut și acolo. Și da, mă bucur tare mult că v-a plăcut și mai ales că îmi spuneți că v-a transmis emoție acest intro. Asta mi-am și dorit atunci când l-am creat. Părul cred că îmi stă în toate direcțiile, trebuie să mă duc să mă spăl și pe păr când mă duc la unghii. Abia aștept pentru că sunt vai de mine. Bun, da, o să-mi fac cafeaua după, încerc să mă trezesc așa vorbind cu voi.
Am mai primit de asemenea nenumărate întrebări legate de lumânări. O am aici lângă mine pe aceasta de la Cărturești, că m-ați întrebat cum mi se pare. Este de la Heart and Home, acasă de Crăciun, așa se numește. Cam așa se prezintă. Asta e situația. Nu prea arde egal. Miroase, nu pot să zic că nu, miroase foarte, foarte bine, nu la fel de puternic ca cele de la Bath & Body Works, dar miroase. E ok, doar că asta mă enervează. Vedeți ce zic? Ia uitați-vă pe aici. Asta nu e bine absolut deloc. Da, apropo de lumânări, mi-a mai venit o comandă de la Notino și ar trebui să le strâng eu cumva pe toate și să vi le arăt, dar nu știu dacă acum, oricum în vlogmasul ăsta, clar. Doar că acum vreau să termin cu partea de vorbit și apoi vă prezint că am o grămadă de chestii de prezentat. Am făcut și o comandă la Avon, în fine, sunt mai multe. Vreau să desfacem și calendarul Advent cu ceaiuri. Ce mai vreau să vă vorbesc? Mai am să vă arăt și un cadou pe care l-am primit de la Sabina. Sunt multe chestii și nu prea știu cu ce să încep. Vreau eu să vă mai zic ceva, că acum mi-am dat seama când v-am arătat casa, că, bravo mie, am uitat să scot cheile acelea. Mai țineți minte voi decorațiunile alea? Cred că le-am filmat într-un daily vlog, acelea pe care le-am luat de la Diverta. Cheile alea. Am uitat de ele, am uitat să le pun în brad, deci încă n-am terminat de împodobit bradul. Pentru că atunci când mă plimb prin casă, mai mi-aduc aminte, n-ai pus aia, n-ai pus baterii la nu știu ce. Da, e o întreagă zăpăceală, o întreagă nebunie. Da, până încep eu să vă arăt produse și așa mai departe, poate se și luminează între timp și vorbim și noi mai pe lumină și naturală, nu doar artificială, sperăm să avem soare. Cam astea au fost lucrurile pe care am avut eu să vi le spun, nu știu dacă mai e ceva. Da, gata, știu ce mai voiam să vă spun. Mi-a zis să mă îmbrac în haine cozy. Nu sunt astea hainele la care mă gândeam, doar că am coborât și atunci când mă dau jos din pat mi se face foarte frig, așa că sunt îmbrăcată cu pufoșenia soțului. De asemenea, nu știu, adică cred că nu v-am arătat bucătăria, cred că am omis să fac chestia asta. Așadar, vreau să facem asta în clipul de astăzi și îmi propun așa, acum că tot nu s-a luminat încă, vreau să vă arăt cum se vede pe întuneric. Atât bucătăria cât și livingul și pe zi o să vă arăt și la lumină naturală. Așa că iau camera acum și mergem să facem un tur așa pe întuneric. Hai să începem cu living-ul. Așa cum vă spuneam, o să vorbesc un pic mai încet pentru că lumea doarme la mine. Am reușit să pun și instalații aici pe jos de care uitasem. Sunt acele steluțe. Așa se vede seara. Să știți că nu se vede atât de bine pe cameră precum mi-aș dori, dar de îndată ce se luminează, vă arăt și pe zi. Am montat și coronițele aici pe geam, doar că am pus eu instalații din acelea pe baterii cu becuri foarte, foarte mici și una dintre ele nu merge. Deci trebuie să caut alta, dar ca idee uitați cât de frumos se vede. Și hai să intrăm și în bucătărie. Că aici nu cred că v-am arătat. Am pus husele pe care le aveam pentru scaune și așa se vede instalația. Este absolut superbă, superbă. Și acolo am o decorațiune pe care o să o vedeți mai bine când se luminează, tot de la Creating Feelings. Aici am pus brăduțul, cum îl am și în living, și am pus și fundițele acelea de care v-am spus. Să știți că le-am lipit cu bandă dublu adezivă și stau foarte, foarte bine. Aici tot așa o decorațiune de la Creating Feelings, acolo cana și încă o coroniță pe care am găsit-o, e de câțiva ani, tot de la Jumbo, dar e cam la fel cu celelalte pe care le-am cumpărat. Și tot așa i-am atașat eu o instalație. Și aici abțipilul cu Merry Christmas, am reușit să-l lipesc și pe el. Și da, cam așa arată seara și credeți-mă că este suficient să stai doar la lumina asta și ai o atmosferă foarte, foarte cozy. Altă viață, domne, altă viață. Cafeluța schimbată, cât de cât mai pieptănată, ca să fiu sinceră, și m-am gândit să trecem la prezentatul produselor. Dați așa. Good morning! Bun. V-am spus eu acum câteva secunde că am să vă povestesc mai multe chestii, să vă arăt și pardon, și le-am adus aici lângă mine pentru că nu vreau să uit nimic. Cu ce să începem? Hai să începem cu
o carte. Ați văzut-o voi în primul meu clip, acela cu recomandările mele de Crăciun și vă spuneam că mai am doar câteva pagini. Ei bine, am reușit să o termin. 10 întâlniri aranjate de Ashley Elston. Deznodământul era așteptat, era cum mi l-am imaginat eu. Trezește-te, Diana, creieraș, bună dimineața! Cum mi l-am imaginat eu, îți cam dai seama cam ce urmează să se întâmple. Și are un final, un happy end, așa, ca orice poveste de dragoste de asta ideală, la care aspirăm cu toții. Și o recomand. Este o lectură așa ușoară, exact de stat sub păturică. Și apropo, am haine comfy. Ăsta este un set pe care o să vi-l arăt într-un alt vlogmas, pentru că încă mai am de gând să cumpăr ceva. Vreau să fac eu un haul cu, am momentan de la Zara, de la Reserved, că nu mai știam de unde e ăsta. Și mai am ceva pe drum. Așadar, o să vină și un haul cu diverse haine. Da, asta vă spuneam, că o puteți citi așa, sub o păturică, cu o băuturică foarte caldă și foarte dulce. Mă gândesc acum la o ciocolată caldă. Trebuie neapărat să mă duc să-mi iau și o bezele, ca să-mi fac o ciocolată caldă de aia adevărată. Și apropo de cană, să nu mă certați că n-am una de Crăciun. Am una de Crăciun, doar că își așteaptă rândul să fie dezboxată. Pentru că este luată de la Pepco. Și am găsit la Pepco niște chestii foarte, foarte drăguțe. Dar astăzi când mă duc să iau cadou ăla, vreau să mai intru o dată. Și dacă mai găsesc chestii, o să fie... Oricum e un mega, mega haul deja, că am două sacoșe atât de mari. Nu exagerez. Dar s-ar putea să am trei, sper. Pentru că am mai văzut câteva chestii drăguțe. Bun. Vorbesc de 3 minute și am vorbit despre o carte doar. Da, nasol moment. Ok. Hai să trecem la calendarul Advent. Este acesta de aici pe care l-am luat din Disneyland. L-ați văzut în haul-ul cu ce mi-am cumpărat eu din Paris. Și mă gândesc să le facem acum, măcar să vedem despre ce e vorba. O să și fac un ceai într-un alt clip, pentru că am eu o idee așa de clip, dar să vedem ce iese. Eu am foarte multe idei. Acum sper să-mi și iasă tot ce mi-am propus, dar na, le luăm așa zi de zi, step by step, cum s-ar spune. Și eu vreau să-l desfac acum pe acesta, ca să, că n-are rost să-i fac un clip separat, așa că îl includem astăzi. Hai să îl desfacem, că nici nu știu cum se desface, cred că de aici. Ia să vedem. Măcar să vedem dacă aflăm ce arome avem sau care-i treaba cu acest calendar. V-am mai spus eu cât am dat pe el, dar nu mai... A, da, 20 de euro. Mai vedeam prețul și... A, trebuie să-l desfac și de aici. Ok, ok, facem și asta, nu-i problemă. Diana și deschisul elegant. Băi, apropo de elegant, mi-a spus mai multe dintre voi că mă apreciați, că am o eleganță, că sunt elegantă. Eu vă mulțumesc foarte mult. Aspir la chestia asta. Mă bucur că așa mă vedeți voi. Nu știu, poate sunt și am eu vreo impresie mai... așa despre mine, dar nu, încă nu sunt o doamnă în adevăratul sens al cuvântului. Mă rog, detalii. Ok. Ce drăguț arată! Oh my God, cât e de cute! De cute! Cât e de drăguț! Vai! Deci are un ambalaj, hai că mă ascund eu ca să vi-l arăt pe el. Are un ambalaj absolut adorabil. Hai să încercăm să desfacem, să vedem ce se află la numărul 1. Eu aș vrea să scrie și ce tip de ceai este. Hai că scrie, cred. La numărul 1... Aoleu, iar franceza, ce mă fac? Hai mai întâi să vă arăt. Sper că reușiți să vedeți. Nu știu cum se citește 2 de O. U? Nu. U se citește O-U. Roabo. Hai să spunem așa, Roabo de Noel, dacă avem vorbitoare de franceză pe aici, știu că este o doamnă profesoară de franceză care se uită la mine, dacă ne puteți traduce asta, aș aprecia dacă lăsați în comentarii. Bun, la numărul 2, aia cu Noel am înțeles-o, e de Crăciun. Joyeux Noël. Mi-a ieșit? La numărul 2, avem un chipmunk din asta, cum îi chema... Nu Alvin, nu mai știu cum le chema pe veverițele astea. Bun. Ce au oamenii ăștia cu mine? Tenoir Puerh. Ăsta nu e în franceză niciodată, vedeți? Puerh ăsta. Tenoir, am înțeles, ceai negru. Mai departe. La numărul 3.
Unde este numărul 3? Uite aici. Trebuie să mai fac un unboxing la calendar advent cât de curând. La numărul 3 avem Tridosha. Măi, eu nu înțeleg denumirile astea, jur că nu sunt în franceză. Măcar atâta lucru știu și eu. Ok, la numărul 4, aici, avem te vert, natur, ceai verde. La numărul 5, unde este numărul 5? Este aici jos. Ia să vedem ce avem noi la numărul 5. Masala. Să sună ceva indian. Parcă. Numărul 6 este aici. Doamne, deci îmi place foarte mult ambalajul. Chiar îmi place mult. Avem infuzion serenite. Infusion. Eu englezesc toate cuvintele. La 7, unde este 7? 7. 7. Era să zic că e gol, dar nu e. Infuzion de Noel. Așa, la numărul 8 avem... Hai, Diana, nici ochii nu ți-ai trezit. Ce m-am spălat. Roabo d'un soir. Cam așa. Apoi, la numărul 9, unde ești tu, 9, aici. Vedem ce avem la 9. Tenoir de Noel. Iar ce-ai negru? Doar că ăsta e de Crăciun și ăla era de altceva. De ce era? De... ăla, puer. Excuse-mă, scuză-mă pe mine, nu știu despre ce vorbiți. Numărul 10. Ia să vedem. La numărul 10. Pita. Și nu e pâine. La numărul 11. Ce mai avem? Vata. I don't know for you, cum ar spune un clasic în viață. 12. Aolo. Te vert. Gut rus. Ceva rusesc? I don't know for you. 13. Iarăși, tenoar ceai. Ceai. Adică T-C-H-A-I. La... unde am rămas? La 12 ani. La 13. Am zis la 13, m-am pierdut iar în căsuțe. Bravo, Diana, ți-ai revenit de anul trecut. Iuhu! 14, iarăși tenoar de Noel. Nu știu ce să zic, în fine, cam așa. 15, pardon, aha, s-a dus pe jos. Uai, uai, uai. Așa, avem tenoar breakfast. Da, ăsta ar fi mers acum. La micul dejun, dar preferăm cafeaua. 16. Oricum va fi o zi lungă. Iarăși, roabo de Noel. Bă, mă așteptam mai mult, sincer, dar îmi place foarte mult ambalajul. Îmi place de fiecare dată să văd partea plină a paharului. Iarăși, infuzion de Noel. 18. E aici. Te vert. Earl Grey. Asta parcă așa se citea. 19 e aici, ia să vedem, te noir Earl Grey, la fel, bine, ăla era verde, ăsta e noir, 20, te vert de Noel, again, stați că pasă, o știu, encore une fois, 21, roabo ăsta natur, again și el, ba. 22 ar trebui, dar nu-l văd. Sau l-am luat pe 22. Nu. Capha. Capha. 23. Te verde Noel. Și ultimul 24. Zi-mi, te rog, că nu mai e un te verde ceva. A, e roabou. Dacă nu e te verde, e roabou ăsta. Da, ăsta este agrume. Da, nu știu ce să zic, trebuie să le gustăm, na. Sincer, și ambalajele mi-ar fi plăcut să fie o idee mai drăguțe, dar na. Atât s-a putut, însă ăsta este absolut adorabil. Îmi place foarte mult cum se vede la interior. Bun, am rezolvat și cu acest calendar. Acum, hai să povestim un picuț despre lumânări. Pentru că am făcut o comandă la Notino de curând că se terminaseră, s-au terminat și cele de la Dark Shop.
Mi-a mai trimis una mare, mare, așa cu ce conține cașmir, mi-a plăcut foarte mult, doar că asta era mai mare. Am avut cașmir și în primatură și acum mi-a trimis una mare, așa, mai mare decât astea de la The Body Shop și s-a terminat ceaia, așa că The Body Shop. Bun, am 5 lumânări despre care vreau să vă vorbesc. O să le caut și o să vi le las linkuite în descriere dacă le mai găsesc, că nu mai rețin preț. Așa că începem cu asta. Hai de mine, deci de ce trebuie să citesc la 6 dimineața? Mahogany Teakwood High Intensity White Bar. Acum, dacă vă căutați lumânări de la The Body Shop, de la Bath & Body Works, încercați să căutați în colecția asta White Bar. Mi-a spus mie la un moment dat o domnișoară care lucra într-un astfel de magazin, cred că prin Dubai era, nu mai știu, că astea din gama White Barn ar fi cele mai ok. Culmea, asta a fost și cea mai ieftină pe Notti, nu știu că soțul meu a plasat comanda și mi-a spus și că, băi, aia, unele le-a ales el, unele le-am ales eu, o să vă dați seama imediat. Aia pe care am ales-o eu, cea mai ieftină, care ai zis tu că ar trebui să fie cea mai bună. Miroase foarte bine, ăsta i-am dat drumul deja. Este un miros masculin, hai că și l-a ales bine. Foarte bine miroase, o recomand cu mare drag, doar să țineți cont că nu este un miros de Crăciun, este un miros masculin. Apoi, m-a mai întrebat cineva ce lumânare i-aș recomanda de la acest brand, dar care să miroasă comestibil, gurmand, dulce, ceva de genul. Ei bine, dacă te uiți, ți-o recomand pe aceasta de aici, asta eu am ales-o, Pineapple Pancakes. Doamne, cum miroase lumânarea asta când plouă în gură. Deci miroase, mă așteptam să miroasă o idee mai citric, dar nu. Miroase foarte tare a zahăr. A zahăr brun, a zicea, ceva dulce, vanilie. Nu vanilie, zahăr. Zahăr topit. Știți, creme brûlée, cum miroase crema de zahăr ars când se topește zahărul ăla deasupra, exact asta miroase. Și o idee citrică de la ananas. Da, asta e una dintre cele mai gurmande lumânări pe care eu le-am avut vreodată. Foarte tare, o recomand și pe aceasta în cazul în care căutați astfel de mirosuri. Apoi, soțul meu a mai ales o lumânare, nu știu ce e venit cu asta. Japanese Cherry Blossom. Asta îmi place cel mai puțin dintre toate, dar miroase bine. Miroasea... nu știu dacă mi-aduce aminte clar de ceva, mai simți mirosul ăsta pe undeva, nu știu acum să vă zic unde. Ori mi-aduce aminte de un balsam de rufe, ori de vreun parfum, ceva din copilăria mea. Sau un săpun, nu măi, un săpun. Ah, un săpun miroase, dar nu palmoliv? Sau e fi avut un săpun cu cherry blossom, habar n-am. Miroase bine, deci credeți-mă, orice ați luat de la Bath & Body Works, miroase bine. Vă jur, vă promit, orice ați luat, e ok. Dar asta este în lista mea de jos, în topul preferatelor. Și nu mai zguduim asta, Diana. Da, zice scented candle made with essential oils. Da, toate sunt făcute cu uleiuri esențiale. Apoi, mai am una de Crăciun. Asta e de Crăciun, se numește cotul meu, nervul meu. Mamă, v-ați lovit vreodată în cot și vă paralizează așa până în creier? Bun, flannel se numește asta. Doamne, cum miroase! Asta e preferata mea. De fapt și următoarea. Asta și cu următoarea sunt preferatele mele pe același loc întâi. Mi inspiră ceva aer curat de munte, ceva glacial, gheață, rece, frig, ceva de genul ăsta. Nu are vreun miros de scorțișoară, de măr, de chestii de-astea crăciunistice, nu. Dar cred că mi inspiră Hugo. Alexandra Andrei ne-a învățat că așa se spune, sper că am reținut bine, Hugo. Da, nu știu, așa, să te învelești și să o miroși pe asta, da, foarte, foarte tare. Sper să o găsesc, să vă las linkuită. Și următoarea, Doamne, cum miroase, Doamne, cum miroase, A Thousand Wishes se numește și miroase a parfum scump, să nu zic de nișă, scump. Miroase a La Vie Belle. Sau mai era un parfum, Trezor de Nuit, ceva de genul, sau Trezor de Nuit, știu că le-am avut pe... Da, cred că ăla miroase. Deci miroase clar, a un parfum scump, genială, un miros feminin, de altfel, și dacă ăsta se propagă în
casa, așa cum se propagă toate lumânările de la Bath & Body Works, cu siguranță cineva mă va întreba cu ce parfum ești dată. Da. Așadar, avem o nouă colecție de lumânări, o nouă colecție de ambalaje pe care le veți vedea probabil în următoarele clipuri de Empties. Bun. Mai departe, hai să trecem la ce mi-a adus mie Sabinuța Rusescu. M-am întâlnit cu Sabina, cât să fie, acum vreo săptămână, ne-am întâlnit în weekendul trecut. Da, o săptămână. Și atât de drăguță cum e ea, adorabilă, mi-a adus un cadouaș și este evident într-o pungă roz, pentru că la Sabina totul este roz sau mov. Hashtag viața e superbă, știm. Așa arată punguța, foarte drăguță, cu sclipici. Nici măcar nu știu de unde a luat-o, că dacă era de la Jumbo, vă ziceam, dar nu are etichetă de Jumbo. Adorabilă punguța și mi-a adus în felul următor. Niște șosețele, măi. Trebuie să recunosc că nu prea am așa șosețele pufoase. Vreau să zic flaușate, dar nu știu ce. Pufoase. Am șosete în tematică de Crăciun, că mi-a mai luat mie soțul anul trecut, dacă nu mă înșel, dar așa pufoase, pufoase, de-astea așa nu am. Așa că mă bucur tare, tare mult de ele. Aș putea chiar să mi le pun în piciorușe, pentru că sunt degerate. Am o circulație mirifică. Întotdeauna am mâinile reci, nasul reci, extremitățile. Nasul rece și picioarele reci în permanență. Mai puțin vara, când sunt probabil 50 de grade afară. Atunci nu. În rest, n-am scăpare. Am picioarele și mâinile reci. Și hai să le punem. O să fiu foarte delicat acum și o să vă arăt picioarele mele. Dacă o să reușesc. Am reușit. Nu știu cât de bine le vedeți, dar da. Ah, Doamne, ce bine se simt. Mulțumesc tare mult, Sabinuțo, că prin cadoul tău am reușit să-mi încălzesc picioarele. Yay for that. Apoi, Doamne, ce drăguț se simt în picioare. Bine să mă bag înapoi în pat, dar hei, nu se poate. Mi-a mai adus apoi o cremă Snowflake Hand Cream de la Sinsay. Da, băi, n-am mai fost de mult în Sinsay. Ia să intru eu astăzi să vedem ce mai găsim nou pe acolo. Ia să și încercăm. Că-s curioasă cum miroase, sincer să vă spun. Ia. Să vedem ce o să iasă. Am o dispoziție foarte bună, cu toate că nu e foarte înțepător așa mirosul. Pare hidratantă. Da, mi gusta. Asta vă spuneam, am o dispoziție destul de bună, în ciuda faptului că începe să mă ajungă oboseala și e mult prea devreme. Nu e bine. Îmi trebuie imbold, îmi trebuie chestii de-astea să mă anime, să... Da. Continuăm, nu vă faceți griji, nu, orice ar fi, Doamne ferește de cine știe ce, duc la capăt acest vlogmas. Vă promit. Promis. Pinky promis vreau să fac numai asta. Și da, țineți-mi, nu ghinion, noroc, whatever, și Pinky promis că ducem vlogmasul ăsta la final. Și apoi, mai am aici un cadou pe care l-am primit de foarte mult timp de la Denisa Nicolae. Nu mai știu când m-am văzut cu ea și mi l-a dat. Ba da, știu, când am fost la Mini Pri. Ați văzut sigur daily vlog-ul ăla și mi-a adus atunci. Doar că în clipul cu, în acel daily vlog am uitat să prezint cadoul de la ea pentru mine și l-am tot lăsat acolo, că am zis că trebuie să-l arăt neapărat pe cameră. Și mi-a adus de la Yves Rocher un Relaxing Bath and Shower Gel. Cam așa arată și asta e o idee drăguță de cadou, mai ales că te îndeamnă la relaxare. Hai să vedem. Miroase cumva, are un miros așa herbal, de ierburi. Da, îmi place, culmea. Dar ce? Ai cu mure! E cu mure? Ia să vedem. Cu lavandă și mure. Deci cred că lavanda, am zis eu că sunt ierburi. Sorry! Dar da, interesant. Eu cu lavanda, dar simt, probabil în combinația aia cu murele, s-a transformat așa într-un miros mai verde. Și apoi mi-am adus o cremă, tot de la Yves Rocher, Fleur de Lotus, hai să zicem în engleză, Lotus Flower Sage. Cred că
Sage, cred că am citit bine, Relaxing Hand Cream. Uite ce set drăguț, poate așa, depus eventual în stocking, în șosețelele alea pe care le mai folosim unii dintre noi la Crăciun. Anul ăsta, nu, am renunțat la ele. A, apropo, ca anul trecut am făcut eu idei de cadouri, parcă am făcut cu buget, adică și ca sumă, dar și care să intre așa practic într-un stocking din acela. Anul ăsta vin cu idei de cadouri pentru toate bugetele. O să încerc să fac cât mai repede clipul ăla, nu știu exact, nu știu, vlogmă 10, încerc atunci vlogmă 10, ceva de genul ăsta, 9, vedem cum ne organizăm. Pentru că vreau să vin cu acest clip la voi cât mai repede ca să aveți timp să decartați sau mai bine spus să-l inspirați pe moș. Da, bun. Mai am un singur lucru, de fapt o comandă să vă arăt și după care încheiem și în continui și o zi. Oh my god, cât o să iasă de lung clipul ăsta, am 22 de minute deja. Plus ce am mai filmat mai devreme, super. Am făcut și eu o comandă la Avon. După, n-am arătat nimic pe aici, nu? Vreo adresă, ceva. După un catralion de ani, pentru că toată lumea lăuda în online niște rujuri. Dar, până la rujuri, stați să vedeți ce sexoșenie mi-am luat. Țineți-vă bine, stați așa să nu vă foșnesc, cu toate că tot așa am mai spus ceva într-un coment, că îi place să audă sunetul ăsta de pungă foșnită, e ca un ASMR. Uite, la asta nu m-am gândit, dar nu o să facem acum treaba asta. Hai, zi că te desfaci cumva. Să nu mai scot foarte car. Hai, Macarena! E bine că sunt în bucătărie și am totul la îndemână. Am văzut această bentiță care m-ar ajuta să-mi țin părul atunci când îmi pun eu măși și mă spăl pe față. Ia să văd cum s-o pun. A? Mă vreți să mă vedeți așa tot restul clipului? E, cerc, Diana, că de ce nu? Și dacă n-am cană de Crăciun, măcar am urechi de ren. Da. Foarte drăguță. Vă spun și din ce catalog este. Este din ăsta verde, dacă nu mă înșel. Am ambele cataloage. Ăsta e ultimul, ăsta e penultimul. Nu sunt cu Avon, nu prea mă pricep. Habar n-am, eu vă zic de unde am comandat. Și pentru că bănuiesc că ați râs destul de mine, dar nu-i nimic, că ne distrăm împreună. Trecem mai departe. Am găsit. Dacă aveți pe cineva la Avon, întrebați de acest catalog, că de-aia l-am pus aici, că vreau să vă arăt. Au niște chestii de Crăciun foarte drăguțe. Uitați-vă și la seturile astea pentru mamă și copil. Mi se par foarte drăguțe. Însă, ce am luat eu a fost acest set de steluțe pe care vreau să le așez așa, să le dispersez pe masa de Crăciun. Ia să le vedem, că nici eu nu le-am văzut. Ah, cât de drăguțe sunt! Sunt și aurii și argintii. Și cred că se vor vedea foarte, foarte drăguți pe masa de Crăciun. Vreau să pun și... Ha, iar o să mă certe, Sandra. Napron, cum se numește la depus pe mijlocul mesei? Că nu mai știu, cred că e în altfel la un moment dat și m-a certat. Sandra Niculaescu, te pup! M-a corectat că n-am zis bine. Și vreau să pun napronul ăla pe mijloc. Sper că zic bine... Da, sper. Și după aia să pun așa steluțele. Da, foarte drăguțe. Nu știu câte sunt în setul ăsta. Habar n-am. Nu stau acum să le număr, dar oricum sunt destule. Le vedeți pe aici, nu? Sunt din plastic, nu sunt din sticlă, nu trebuie să vă faceți probleme că se sparg sau ceva de genul. Și apoi, ia mai scrie pe aici cum se numește treaba asta. Că am senzația că n-am zis bine napron, nu știu de ce. Hai, față de masă, bine, mersi. Ia să vedem de unde o desfac. Nu mai uit, iau iar farfeca, că și de ce nu? Doamne, o să iasă un clip lung. Pare rău, dar am făcut eu un poll la un moment dat pe Instagram dacă vă doriți clipuri între 20-25 de minute sau mai lungi de 30 de minute și majoritatea a răspuns mai lungi de 30 de minute. Așa că ăsta probabil o să iasă de o oră. Da. Știu că toată lumea face vlogmas, că vreți să vă uitați la cât mai multă lume și eu mă uit la foarte multă lume. Dacă fac eu vlogmas, nu înseamnă că nu mă uit, ba din contră. Și știu că vreți să aveți timp, dar... Puteți să împărțiți clipul să vă uitați în mai multe zile. Da, așa arată. Foarte drăguț mi se pare. Scrie aici Mary and Bright. O chestie de asta roșie cu auriu.
Și este destul de lungă. Da, ar trebui să fie mai mult decât bună pentru masa mea din living, care este foarte lungă. Dar vreau să văd dacă găsesc o dimensiune, să vă spun. Hai să o caut în catalog, că poate vă interesează și nu știți dimensiunea. Ia să văd. Hai că o găsesc repede. Promit. Știi că atunci când cauți ceva, găsești ultimul? Evident. A, uite, asta n-am văzut-o. Ia uite ce suport de lumânare drăguț. Asta de aici. Foarte drăguț. Hai, măi, nene. Uite, gata, am găsit-o. Are 33 de centimetri pe 200, adică are 2 metri lungime și 33 lățime. Foarte, foarte lung și foarte drăguț. Și uite, așa ar arăta împreună. O idee și asta de cadou foarte drăguță. Și apoi, a, uite, mi-am mai luat ăsta de păr, de care am uitat, sincer. Hai să-l vedem. Mi se pare cam lat, nu știu ce să zic. Asta nu știu ce să zic de el. Dar hai că-l pun acum. Căci, de ce nu? Așa arată, este un elastic de păr cu perluțe. Sper că reușiți să-l vedeți. A, dar nu, am crezut că am coadă, dar nu mai am coadă. Da, lasă că îl pun eu cu altă ocazie și revin cu impresii. Dar, ca idee, să știți că găsiți așa ceva la Avon. Și acum, mai am trei chestii să vă arăt, patru. Și am încheiat partea asta și merg să-mi continui și eu ziua. Am luat în primul rând acest Lash Supreme Volume Primer. A tot început tot așa lumea să folosească... Uite, nu e testat pe animale, foarte bine. Primer înainte de rimel, dar nu mai știu de la ce brand, am zis să-l încerc și eu pe ăsta de la Avon. Cam așa arată ambalajul. Dacă voi l-ați încercat, lăsați-mi în comentarii, că sunt chiar curioasă. A, și e alb. Mi-aduce aminte de mascara aia de la L'Oreal, de când eram eu fată mare acasă, la mama și la tata. Și avea două capete, unul așa alb și apoi rimelul. Și mi-aduc aminte că făcea niște gene super lungi. Acum vedem ce va fi și cu el. Și apoi mi-am mai luat, stați să-mi suflec mânecile pentru că trebuie să facem un swatch. Mi-am mai luat rujurile astea. Doamne, de ce nebunie cu astea, că rezistă super bine, că nu știu ce, că nu știu cum. În fine, testăm. Power Stay se numește gama și sunt două tipuri. Îl am în primul rând pe acesta care teoretic ar trebui să țină 16 ore și l-am luat așa într-un roșu pe care îl punem pe mână imediat, dar vreau să vă zic nuanța. Cred că este Resilient Red, așa se numește. Hai să-l testăm. Miroase plăcut. Îl pun aici pe mână, dar sigur îl va arăt după aia și îl vedeți, nu vă temeți. Bate un pic spre un zmeuriu, ceva de genul. Nu știu cât de bine o să reușiți voi să-l vedeți că e lumina galbenă și parcă se vede corai, dar e un roșu spre zmeuriu, așa, bate un pic spre roz. Și apoi mai există acesta, tot din gama Power Stay, doar că acesta ar dura 10 ore. Și prietena mea, de la care am comandat, Mela, te pup dacă te uiți, mi-a spus că ar fi mai ok ăsta. Acum nu știu, vedem. La ăsta mi-am luat nuanța Love is Blind. Hai să-l aplicăm și pe ăsta pe mână. Aici nu știu cât de bine mi-am nimerit culoarea, sincer. Și nici nu prea îmi place cum se aplică. Ori devine aplicatorul sau mâna mea, nu știu, habar n-am. Cam așa. Mi-ar fi plăcut să fie un nude mai spre nude, nu spre... Parcă duce un pic spre portocaliu. Da. Astea sunt nuanțele, nu pot să zic că mă încântă foarte tare. Mai mult îmi plac cele de la Maybelline, dar sunt super curioasă de rezistența lor. Super curioasă. Acum, vreau să le las un pic să se usuce și să testăm minunăția asta pe care am primit-o de la moșul meu secret sau moașa mea secretă, așa cum îi spunem noi în glumă, acest Lip Color Remover de la Magic Studio. Vreau să vă zic că l-am încercat pe buze când m-am, logic, când mă demacheam seara după ce foloseam Maybelline. Vai de capul meu, deci este de un ajutor. Nu mai trebuie să mai insiști. Efectiv, o să vă arăt că s-a și înroșit treaba asta. Este ca un ulei
care te ajută să îndepărtezi foarte, foarte ușor rujul. Deci nu mai trebuie să stai să freci și în ideea asta nu mai agresezi buzele. Pentru că, vă dați seama, filmând zilnic și având ruj pe buze, cam în 80% din clip. Nu, în toate clipurile am avut ruj pe buze. Seara când le îndepărtam era foarte greu și deja se începuseră să se usuce buzele. Dar de când am primit ăsta, îl folosesc cu mare, mare drag. Acum, o să închid un pic filmarea, aștept să se usuce rujurile astea și folosim chestia asta să vă arăt cât de bine funcționează treaba. Rujurile s-au uscat, adică gen. Da? Par să reziste, nu neg chestia asta, uite și ăsta. Ăsta mi se pare mai lejer, să știți, ăla care rezistă 10 ore, mi se pare mai lejer decât ăsta care ar rezista 16, e cam și logic. Dar vreau să vă zic că oricât aș freca, nu se mută din loc. Și, mai bine, o idee un pic aici, că acum am văzut, nici pe deget nu e mare brânză, oricum. Hai să testăm nebunia asta. Ce trebuie voi să faceți? Luați aplicatorul și, hai că nu știu cum să fac, mă uit aici în cameră. Efectiv, vedeți cum îl dizolvă? Ceva de genul ăsta. Și credeți-mă că fără ăsta n-ar fi fost vreo mare brânză. Acum, mă uit și în ecran ca să văd ce fac. Și acum am un șervețel umed, nici măcar nu e demachiant, e un de la de mobilă de la DM. Și hai să vedem. O, da! O, da. Și ce credeți? Că ăsta de 10 ore rezistă mai puternic, mai mult. Vedeți? Deci ăsta de 16 s-a îndepărtat imediat, iar ăsta încă e aici. Hai să mai aplicăm. Ia, acum mă uit și o să văd totuși ce fac. Băi, și să știți că s-ar putea să fie avut dreptate și că ăsta de 10 ore să fie totuși mai rezistent, dar nu prea e logic. Dacă ați folosit, lăsați-mi și voi în comentarii. Da. Culmea, ăsta de 10 ore este mai puternic. Deci ăsta încă rezistă. Dar, ca și consistență, să știți că ăla de 16 ore se aseamănă mult cu cel de la Maybelline. Adică pentru mine ăsta a funcționat exact cum a funcționat aici pentru rujurile de la Maybelline. Nu știu ce are ăsta de 10 ore în consistența lui, că e Jeez Louise. Na, așa o să rămân toată ziua, nu-i problemă. Bun. Și înainte să uit, că era să uit de provocarea zilei, oh my God, nu se poate. Numărul 6. Vlogmasul cu numărul 6. Pentru provocare avem în felul următor. Ce cadou oferit de tine ți-a adus cea mai mare bucurie? Descrie emoțiile trăite. Cât de tare! Foarte tare mi se pare provocarea asta, pentru că vă dă așa ocazia să vă gândiți un pic în trecut. Și activitatea în familie spune în felul următor: joc de Crăciun, adult sau copil. Fiecare membru al familiei răspunde la următoarea întrebare. De Crăciun, crezi că este mai bine să fii copil sau adult? Justifică alegerea. Super tare! Asta mi se pare sincer cea mai tare de până acum. Numărul 6 is the best până acum. Ok, gata. Am încheiat că e vai de noi. Sunt sigură că o să iasă un clip de aproape o oră și vreau să-mi spuneți în comentarii ca să știu ce fac de acum încolo. Dacă vă incomodează foarte tare clipurile atât de lungi, ca să știu să vorbesc mai puțin. Am tăcut și ne continuăm ziua.
Gata, am terminat și cu magazinele. Dezamăgitor, aș putea să spun. La Sinsay am luat câteva chestii, o să vă arăt eu un videoclip ăla cu haul de care v-am spus. Băi, da, mi se pare că au mărit prețurile. Deci mă uitam la niște pantaloni, foarte drăguți de altfel, dar 80 de lei, ceva de genul, și erau gen pantaloni așa de stat în casă, nu vă gândiți că... Na. M-am uitat după aia la un hanorac, 59 de lei, 60 de lei. What? Deci cred că toată lumea a scumpit prețurile. Bun, după aia am fost în DM. Am tras așa câteva cadre, sper că am putut să le inserez, pentru că era foarte, foarte aglomerat și nu vreau să deranjez când filmez și na. Înțelegeți voi. Și nu prea am găsit nimic. Știam că s-a lansat de la Catrice o colecție nouă, ceva de Crăciun, dar n-am găsit-o. În schimb, am găsit ceva de la Essence, dar mai trebuie să mă mai duc în DM și o să văd cum fac. Ori fac clip separat cu DM, cum obișnuiam eu să fac, ori dacă nu îl combin cu altceva, văd eu. Pentru că momentan n-am strâns de un clip, adică am câteva produse care rămân la mine așa într-o punguță mică, pentru că în rest am luat pentru acel proiect cu acea cutie de pantofi. Și apoi am mai fost în Pepco, să știți că nu prea mai au mare brânză. Eu am avut noroc, am făcut cumpărăturile acum vreo 2 săptămâni, ceva de genul ăsta. Și să știți că nu prea mai era mare lucru. Adică da, era canaia cu moșul întors. Ia stați un pic să văd dacă pot să vă arăt. Despre asta vorbesc. Cana asta așa cu moșul întors. Să știți că încă mai era, dar celelalte cu capac, alea foarte, foarte drăguțe, din care am luat și eu, dar o să vedeți în holul Pepco, nu mai erau. Adică mai erau vreo 2-3, dar fără capac. Nu știu, ori li s-o fi spart capac, ori habar n-am. Cana asta a costat 13 lei, vă arăt acum, pentru că trebuie să o dau, că particip la un alt Secret Santa cu fetele de la sală și da, în curând pe 7, da? Pe 7 sau mâine pe 6, nu mai știu, trebuie să predau cadou, așa că nu o să mai pot să o țin să vă arăt în hol, dar ca să știți, așa arată și așa stă pe masă. Bun, cam astea sunt noutățile, acum mă grăbesc să mă duc la unghii și la păr, că nu mă mai suport, deci efectiv nu mă mai suport, abia aștept să mă simt curată. Noi ne auzim mai târziu, sper să nu uit să vă arăt cadoul de la Flori, pentru că acum când i-am luat mașina din garaj, iar l-am văzut și da, ce încântată sunt, maxim. Gata, mă duc să mă fac frumoasă. Hai că am venit acasă să las pungile și dacă tot am intrat în garaj să vă arăt cutia, nu o să mă apropii foarte mult că e și adresa acolo. Deci cam așa se prezintă. Voi, nu știu dacă vă dați seama cam cât de mare, dar uite, în comparație cu ușa vă puteți da seama. Deci este o chestie absolut imensă, nici măcar nu știu cum o să o duc în casă, nu știu cum o să o desfac. Mi-a zis că a consumat o rolă de scoci. Da, abia aștept să filmez acest clip, nici n-aveți idee. Mulțumesc încă o dată, Flori. Am ajuns și eu acasă într-un final. Doamne, ce bine este să fii spălat pe păr. Așa o senzație de curat, de... Da. Și e foarte bine să fii coafat. Dar cel mai bine este o nouă manicură, cea mai bună, de fapt, este o nouă manicură. Doamne, doamne, ce bine e! Eu nu suport unghiile lungi absolut deloc și ținând cont că n-am mai fost de ceva timp, v-am zis, cred că era aproape o lună, atunci când făceam așa și îmi simțeam unghiile în carne, îmi făcea aici pe creier. Nu suport, cu toate că trebuie să vă recunosc că atunci când eram... undeva după perioada adolescenței am început să-mi pun unghii false și pentru cei din București, pentru cele din București, cred că vă este cunoscut acel lanț de saloane, cum se numea, doamne, Perfect Nails, era așa scris cu un, am și un fir de păr, cu roz. Era în Molvitan unul, era unul în Plața, da. Și aveam unghii false și trebuie să vă recunosc la fel că nu erau foarte scurte, adică le purtam destul de lungi. Acum însă, nu. Trebuie să fie așa foarte, foarte scurte, să nu le simt, să nu mă incomodeze și mai ales nu suport când dau pe ecranul telefonului să aud unghia. Și exact asta se întâmpla până să mă duc astăzi la manicură. Acum, că suntem din nou acasă, nu știu unde Dumnezeu e soarele ăla, chiar nu știu. Am anunțat soare astăzi în București, pe 5 când filmez eu. Nu, n-a apărut. Asta e. Mă grăbesc să vă arăt bradul până când se întunecă, pentru că nu mai este foarte, foarte mult. Am pus și cheițele alea de care vă spuneam de la Diverta, da, vi le arăt de îndată. Și ce urmează să mai facem este să îl aștept pe Luca să vină de la meci, că fiind duminica are meci, după care ne apucăm să facem și noi ghetuțele, pentru că vine Moș Nicolae la noapte, abia aștept, mă încântă foarte tare și am văzut că vă încântă și pe voi să vedeți clipuri de acest gen, am văzut reacțiile la acel clip cu Secret Santa.
Cam asta este restul programului pe ziua de astăzi. Hai să întorc camera și să vă arăt brăduțul pe lumină naturală, așa cum v-am promis. E, altă treabă, domne, parcă pe lumină naturală se vede mai bine brăduțul, nu vi se pare? Am observat că atunci când e întuneric afară, pâlpâie luminile acelea pe cameră, nu știu de ce, probabil din lipsa de lumină naturală. Ah, ce drăguț! Hai să ne apropiem de brad să vă arăt unde scheițele, că nu le mai văd nicio acum. Ah, uite una aici. Cam astea sunt. Am luat vreo două modele la momentul ăla. Foarte, foarte drăguțe. Am mai pus una, nu știu, am avut 6 sau 7. Ia uite-mă că nu le mai văd. Ah, mai am una aici mai jos. Uite-o. Cât de drăguță e. Ah, și cred că am uitat să vă spun că aveam eu de acum câțiva ani și ragul ăsta de pene, așa, nici nu știu, în fine, nu știu cum să-l denumesc. Și n-am avut foarte mult, am avut doar vreo 4 și le-am pus pe primele două rânduri de aici de la brad, pentru că este un pic cam chel. Uite, dacă vedeți aici, am încă un gol. Și am ales să pun aceste pene ca să mai ascund din goliciunea copacului. La anul s-ar putea să mai cumpăr și să pun de sus până jos. De sus până jos, auzi, de jos până sus. Pentru că am impresia că arată foarte bine cu penele alea. Chiar a mai venit cineva la noi acasă și mi-a spus că sunt foarte, foarte drăguțe. În continuare suntem fără vârf. Să vă spun și de ce. M-am tot uitat în vârfurile de anul trecut și nu prea mai îmi place nimic, însă, că tot v-am spus eu de magazinul Simonas, am văzut unele foarte, foarte drăguțe și vreau să dau mâine o fugă până acolo, dar oricum vă țin eu la curent. Am văzut că la vârfuri chiar au prețuri acceptabile, văzusem unul drăguț la 65 de lei și mai văzusem un vârf de vrea din acela stilul îngeraș. Acela era vreo 200 și ceva de lei. Scumpicel, dar cred că totuși îngerașul ar arăta cel mai bine acolo în vârf. Dar vreau să mă duc în magazin să le văd live, pentru că aș putea să comand online, dar na, vreau să le văd eu așa, să le simt. Și am pus și decorațiunile astea cu, poate dau și eticheta asta jos de aici, cu aceste patine, tot așa, luată din Diverta. Sau luate, pentru că sunt două, mai am una și aici. Cam așa. Ce drăguț se combină griul cu restul culorilor de pe cealaltă decorațiune. Super drăguț. Da. Îl așteptăm pe Luca, facem ghetuțele și încheiem și noi clipul. Finally, pentru că este lung. Am reîntregit echipa, a venit și domnul fotbalist. Azi am jucat cu o echipă pe nume CSS1, adică asta înseamnă Clubul Sportiv Școlar numărul 1. În turi am bătut 5-3. Și acum, ghiciți, am pierdut, desigur, 8-4. 8-4! N-are nimic, mami, lasă data viitoare. Bun, a venit și domnul, așa cum vă spuneam, și ne-am luat aici, lângă noi, ghetuțe, pentru că... Trei pereți! Pardon că îmi scoți ochii. Pentru că mâine, la noapte, când Dumnezeu o vrea, moșul să vină și la noi, încearcă să nu lovești... Stați pe cutie, ca să înțelegeți. Încearcă să nu lovești cutia, să nu ne cadă telefonul. Bun. Și să se spargă. Gata, ne-am pregătit, avem la vetă, dăm drumul la treabă? Da. Hai, eu încep cu o pereche de UGG-uri. De UGG-uri! Foarte vechi, moșule Crăciun sau moș Nicolae, dacă mă auziți, vreau și o pereche nouă. Mulțumesc, anticipat. N-are cum să spună o pereche nouă de ghete în ghete. Păi lângă ghete. Asta o să crezi că l-ai folosit deja și că nu te-a pus nimic în ele, deci. Nu, no, dau și-o seama că sunt noi, că știu și-o ce am. Eu nu prea știu ce am. Aha. O să le punem aici în colțișorul ăsta lângă Renu, despre care m-ați întrebat mai multe dintre voi de unde este, de la Jumbo. Am făcut un clip despre asta acum un an. Da, corect. Îl găsiți în Vlogmas, în Vlogmasul de anul trecut din 2020. Și da, suntem foarte încântați să vedem cu ce vine moșul, mai mult domnul, că la adulți nici nu știm dacă vine sau nu, dar noi încercăm, băgăm o fisă. Eu o să... Stai un pic, faci totul? Hai, o facem pe rând. Ce? Hai, dă drumul la treabă, ce bine, să fac totul? Eu încep cu acestea care chiar trebuie curățate. Hai, că eu aproape am terminat. Alea, trebuie să te ajung din urmă. Aoleu, ajungem. Ca să știi, am primit clipul, am văzut clipul de acum 3 ani cum ștergeam ghetuțele. Da? Ai văzut ce mic erai? Da, aveam 3 ani, deci de acum 5 ani. Da. Ziceam Căciun.
Moș Crăciun. Moș Crăciun, așa zicea. Și loc de gata ziceam gata, 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 gata. Nu, gata, cu C. Gata? Gata, gata. Da, eu am terminat. Hai, hai, te ajut? Nu te ajut că-s ghetele tale, tu trebuie să ți le faci. Am terminat cu asta. Bun. Arată ca unele noi. Vai, ce tare ești. Le-ai ilustruit bine. Păi ele, nu le dau când... Uite așa le dădeam când eram mic. Da, exact. Și acum le dau. Ai mai crescut și tu, ai înțeles cum se fac ghetele, nu? Da, deci când eram mic le făceam așa. Gata. Da, noi sau o să... ca atunci când eram mic. Tata! Noi o să continuăm să ne facem ghetuțele. E cazul să opresc acest clip aici pentru că avem foarte, foarte mult. V-am mai spus de 1000 de ori, dar da, asta e situația. Sper să totuși să vă placă și un material așa mai lung. Continuăm, ne așezăm ghetuțele și ne pregătim de venirea moșului, care sperăm să vină. Moșule, dacă ne auzi, te așteptăm cu mare, mare drag. Acum o să le fac pastea. Noi, da, te rog, spor la treabă. Mulțumesc. Nu uitați că mâine noi ne revedem cu un nou clip, cu vlogmasul cu numărul 7, în care vrem să vă arătăm ce am primit de la Moș Nicolae. Așa că vă așteptăm cu mare, mare drag amândoi, pentru că vom filma împreună ceea ce ne-a adus moșul. De asemenea, am uitat să menționez în acest clip, nu uitați că am în derulare un giveaway. Puteți să comentați de la clipul 1 până la 23, apoi eu voi extrage un clip și din clipul respectiv voi extrage un comentariu câștigător. Astfel se va, se va întâmpla pentru toate cele 3 premii. Și ultimele! Între timp a ajuns și el la ultimile. Gata, ne oprim, vă pupăm să aveți o seară liniștită și să găsiți mâine dimineață ghetuțele pline, pline, pline de dulciuri și de orice vă doriți voi. Dar în primul rând nu uitați să zâmbiți, pentru că atunci când primiți cadouri știți că unele persoane s-au gândit la voi. Stai, stai un pic, stai un pic! Am stat. Ia zi. Ai stat? Păi... nu e seara, că e ora 5, e zi. Bă, e seara, urmează seara, nu? Aaaa. Gata, noi v-am pupat, ne revedem în această formulă mâine. Pa! Pa!